Da, astfel să încep prin a mulțumi domnului președinte Dumitru Brăneanu pentru faptul că mi-a dat posibilitatea să continui speech-ul pe care l-am început astăzi în sala Consiliului Județean despre Bacovia. Vă dați seama că am atâtea de spus despre Bacovia după 50 de ani de cercetare, după cele 5 cărți scrise pe tema asta. De exemplu, începusem dimineața să vă spun că Bacovia, ca să-i demonstrăm superioritatea, valoarea, asta trebuie demonstrată din punct de vedere estetic, adică cu instrumentele estetice literare, ale teoriei literare. Deci nu doar la modul impresionistic, pe deasupra, că este un poet mare, că este valoros, că este un poet al nebunirii, cum s-a spus, cum s-a scris, că este un poet al toamnei și așa mai departe. A scris pe tema morții, cum spuneam, cel mai important poet pe tema asta, dar începusem să vă spun că am ales câteva dintre, într-o secvență din cartea pe care am lansat-o astăzi, poetul Bacovia, eseuri analitice, am ales poeziile sale emblematice, reprezentative, zic eu. Vă spuneam de poezia Decembrie, care este de fapt o excepție în creația lui, este însă o capodoperă extraordinară, este practic o scenetă cu personaje și așa mai departe. Aveți în carte și în revista Vitral, unde am publicat-o, comentarul întreg. Am ales apoi poezia Un pastel bacovian, așa se intitulează în carte, poezia Decor, pe care, de fapt, ca toate celelalte, cum vă spuneam, au fost publicate în primul rând aceste comentarii, în prealabil, așa cum este bine și cum se obișnuiește să fie validate de critica literară, le-am publicat în reviste serioase, zic eu, precum Pitrariu, Ateneu, studii și cercetări științifice, convorbiri literare, România literară, Contemporanul, etc. Am ales apoi o poezie despre, așa am intitulat-o, Poema Târgului Natal, poezia toamnă, cu primul vers, răsună din margini de târg, fiindcă are mai multe poezii cu titlul acesta, el așa o obișnuia, adică așa s-a întâmplat, să aibă mai multe poezii cu același titlu. În poezia toamna însă sunt 4 elemente de decor ale târgului bacovian, din cele vreo 7 care sunt în total, adică aici vorbește despre grădina publică, din preajma casei sale, catedrala, se uită în zer, catedrala cu turnuri, severi și trufași, știți dumneavoastră, deși catedrala Sfântul Nicolae, la care se referă, are 2 turnuri, din motive de prozodie, de măsura persului, s-a referit la un singur turn, se referă la cazarmă, nu, se aud metalic, se aud corniști în fund la cazarmă, la apator. Mai există însă și alte elemente în alte poezii, precum în poezia Liceu. Și pe aceasta am analizat-o atribios, să spunem așa, minuțios. Am analizat poezia Liceu în 6 pagini din revista Ateneu, 6 pagini întregi. Cred că recunoașteți că este o performanță, deci în 3 numere consecutive, câte 2 pagini, un studiu de caz. L-am intitulat și în cartea asta, am intitulat această poezie drept o capodoperă a liricii existențialiste, fiindcă începusem să vorbesc și dimineața despre existențialismul lui Bacovia. Această capodoperă a liricii, cum vă spuneam, scrisă prin 1903, în anul în care el a absolvit liceul la vârsta de 22 de ani, a fost greu, cum spune și în niște mărturisiri, și într-o anexă la cartea asta, anexa numărul 4, intitulată Bacovia despre el însuși, am dat niște citate din cugetările lui, din ceea ce a spus el despre sine și despre creația sa. La un moment dat spune așa: fire de bilă, pentru mine școala a fost o foarte grea încercare. Sau altădată spune: era multă asprime și prea puțină înțelegere. Și avea perfectă dreptate pe vremea lui liceul din Bacău, ca și altele, aveau pușcărie, să spunem așa, în interior, aveau carcere și Bacovia a stat și el de câteva ori la carcere. În afară de asta a fost terorizat de examenele grele, cum spune poezia liceu, de profesorii petanți, profesori pe care îl rimează cu verbul în fior, fiindcă spunea, cum bine spune acolo, liceu cimitir al tinereții mele, profesori sever, petanți, profesori și examene grele. A fost într-adevăr un calvar pentru el, liceul pe care l-a terminat abia la 22 de ani, a repetat de vreo 2 ori clasele și așa mai departe. A fost greu, dar avea dreptate, fiindcă abia acum, în anii noștri, s-a renunțat la asprimea aceasta din școli. Oricum, poezia liceu rămâne unică, rămâne o capodoperă în literatura română și universală pentru condamnarea aceasta vehementă, teribilă, a sistemului de învățământ și mai ales a liceului din acea vreme. Însă am analizat-o, cum vă spuneam, acribios, metodic, științific. Am analizat-o, de exemplu, din punct de vedere fonetic, morfologic, sintactic, lexical, stilistic, etc. Și cu un istoric al felului cum a trecut Bacovia prin liceu și cu un istoric al clădirii liceului, fiindcă Bacovia, ca de obicei în poeziile sale, a văzut doar partea goală a paharului, să spunem așa. Nu, a refuzat să vadă partea plină, cum să spun, elementele, momentele de triumf sau unele izbânzi, cum era liceul, clădirea liceului, o izbândă a arhitecturii. El chiar și-a distrus unele poezii care se apățeau de la linia pe care și-a impus-o, linia aceasta monocordă, a unor poezii triste, pe tema morții, etc. Le-a distrus și bine a făcut, s-a menținut pe aceeași linie și, cum spune foarte bine și domnul Călin undeva, asta l-a dus la triumf în cele din urmă. Dacă s-ar fi abătut, deci n-ar mai fi fost el cel poetul unic, inimitabil, original, așa cum bine știți. Dar, cum vă spuneam, analizând poezia aceasta, care este de fapt un strigă de disperare, un țipăt împotriva sistemului de învățământ și a liceului, și aceasta este ilustrată, printre altele, și de analiza sistemului fonetic. De pildă, folosește sunetul vocalic I pentru a exprima acest țipăt, acest strigăt. De câte ori credeți că este întâlnit sunetul I în poezia liceu? O poezie scurtă, de fapt, de 54 de ori. Deci vă dați seama, și el lucra mult pe vers, să știți, acorda o atenție deosebită formei versurilor, însă ei are o caracteristică, se întâlnește în 3 ipostaze. Pentru colegii profesori, ei știu, este I ca vocală plină, I semivocală și I șoptit în poziție finală, precum în fior sau profesor, etc. Deci în aceste 3 ipostaze, de 54 de ori este utilizat sunetul. Evident, am analizat și celelalte vocale și din punct de vedere sintactic, vă spuneam, este o singură frază. Din punct de vedere stilistic, lexical, lexicul lui Bacovia este și el foarte interesant. El a folosit un limbaj de obicei popular, foarte accesibil. Chiar spunea domnul Călin undeva, de exemplu, în poezia Decembrie, a prins promoracă și clampa, o exprimare populară și un termen, clampa, pe care mulți nu-l mai știu astăzi. N-au apucat sau poate n-au văzut de la țară cum era clampa aceea de la uște atunci, care nu era tot una cu zăvorul. În fine, este un instrument, este un arhaism de fapt. Dar a utilizat și neologismele acolo unde a simțit nevoia, nu le-a refuzat. Oricum a știut să găsească cuvântul cel mai potrivit, cel mai expresiv în poeziile sale. Și asta face parte tot din originalitatea sa. Am analizat apoi și alte poezii, deci v-am spus despre toamnă, nu, și într-un capitol am vorbit despre receptarea poeziilor sale și aici aș fi vrut să spun despre Agatha Bacovia în ordine cronologică. Prima persoană care a spus despre Bacovia că este un poet mare a fost Agatha Bacovia. Și vă spuneam că atunci când era profesoară la Școala Centrală de Fete din București și una dintre eleve, Svetlana Mata, deci și-a amintit de ea cum le vorbea despre Bacovia, a recitat din el și mai târziu a alcătuit acea primă exegeze despre opera lui Bacovia, tipărită lucrarea ei de doctorat la Zürich în 1955, dar tipărită în 1958, iar diploma de doctor a fost înmânată în 1959 și, surprinzător, era doctor în filozofie. Deci a luat doctoratul în filozofie cu o teză despre Bacovia, nu întâmplător, fiindcă v-am spus, existențialismul lui Bacovia și are originea într-un filozof, de fapt, în Kierkegaard, care a scris, între alte, cum vă spuneam, cartea aceea, Boala până la moarte, care exprimă foarte exact, de fapt, poezia lui Bacovia. O moarte continuă, un sfârșit continuu, etc. N-am neglijat, fiind profesor de meserie, nici receptarea lui Bacovia în liceu. Și un capitol de acolo, un subcapitol din carte se referă la asta. Am început cu un subcapitol pe care l-am publicat în revista Plumb, în 2 numere, despre Bacovia în programele și manualele școlare. E bine să știți că el a fost introdus mai întâi în curicula universitară, s-a vorbit studenților de la Cluj, de către Bogdan Duică, mai întâi despre el. Apoi a fost introdus în programele de liceu în 1935. Și vă spuneam despre Eugeniu Coșeriu, că de fapt l-a cunoscut pe Bacovia din școală, de la liceul Ion Creangă din Bălți. Coșeriu, care vă spuneam că săptămâna viitoare este celebrat la Chișinău centenarul nașterii sale, este basarabean de origine, după cum știți, lingvist de anvergură mondială, doctor honoris causa 50 de universități din întreaga lume, iar Agatha să fie primit și la Bacău, doctor honoris causa al Universității George Bacovia, dar soarta a făcut destinul să a decedat cu puțin înainte de a primi această distinție și din partea unei universități băcăoane. Vă spuneam că a fost introdus Bacovia încă din 1935 în liceu, apoi în perioada aceea de după 1948, când a fost scos și Arghezi și alții, a fost scos el sigur prin programe, rămăseseră atunci în programe foarte puține scriitori și Eminescu a fost scos în prima fază. A rămas Traian Demetrescu, Alexandru Sahia și alți câțiva de calibrul ăsta. Alexandru Toma, care s-a opus retipăririi lui Bacovia în anii 50-54, când era director al editurii pentru literatură, editura unică. Alexandru Toma era director al editurii și a spus că atât timp cât voi trăi eu, paharul cu o treabă al poeziei lui Bacovia nu va ajunge la buzele cititorilor. Și într-adevăr n-a ajuns. Și mi-am intitulat o carte despre Bacovia, Paharul cu o treabă, tocmai cu aceste cuvinte, deci a interziției lui Bacovia în obsedantul deceniu, în perioada aceea, între 48 și 55-56. Este vorba în cartea asta mai mult despre destinul lui Bacovia, despre ce a pătimit el împreună cu alți scriitori, cu Arghezi și cu alții, în perioada respectivă. În cartea pe care am lansat-o astăzi, n-am pus decât un studiu publicat anterior în Ateneu, se cheamă Bacovia și Arghezi, în care am vorbit despre ce au pătimit cei doi scriitori în perioada asta. Fiindcă știți că atunci, în 6 ianuarie 1948, fiul lui Alexandru Toma, Sorin Toma, care era redactor șef la Scânteia, organul oficial al Partidului Comunist, a început un serial intitulat Poezia putrefacției sau Putrefacția poeziei, despre poemele lui Tudor Arghezi. l-a desființat la școli de literatură, au avut interdicție, n-au mai avut, se desființase și Societatea Scriitorilor, care avea o casă de pensie a scriitorilor, n-au mai avut nici pensii, n-au mai avut alte mijloace de trai. Și faptul că Arghezi, de pildă, vindea cireșe în piață, nu este o legendă, este un adevăr. Fiindcă a trebuit să-și asigure existența. Am povestit în această carte și studiul respectiv l-am publicat în Ateneu înainte de Revoluție. Deci mi s-a permis atunci. Deși unii spun că era o cenzură drastică, nu era chiar așa. Am putut să spun atunci și ulterior am scris cartea după Revoluție, Paharul cu o dragă, despre destinul său. Am vorbit și despre destinul edițiilor lui Bacovia, fiindcă, de fapt, cu un astfel de articol am debutat, sunt exact acum 50 de ani, în septembrie 1971, la prima ediție a festivalului, unul din articole pe care l-am publicat în ziarul local se intitula Pledoarie pentru o ediție completă a operei, fiindcă opera lui nu era încă publicată integral. Am povestit despre toate edițiile din opera lui Bacovia. Atunci nu se știau multe lucruri despre Bacovia cum se știu astăzi. Abia a apărut o singură monografie la noi, aceea lui Mihail Petroveanu, în 1969. Nu se știa nici despre debutul său și despre multe alte lucruri. Și am publicat atunci un articol despre debutul absolut al lui Bacovia, din Plumba făcută aur, l-am intitulat, după un vers din epigrama, din Catrenul pe care l-a adresat Macedonski cu prilejul debutului. În fine, deci am vorbit în cartea asta despre destinul ediților, despre destinul poetului. De fapt, cartea începe cu o cronologie a vieții și operei lui Bacovia, foarte, cum să spun, riguros concepută. S-a spus la vremea respectivă, când a apărut inițială, este cea mai completă cronologie a vieții lui Bacovia, publicată în bibliografia George Bacovia din 1972, tipărită în 1972, a fost lucrarea mea de licență, etc. Dar a fost folosită cartea aceea foarte mult de cei doi, de Mihail Petroveanu și Cornelia Potez, pentru când au alcătuit prima ediție de opere complete din opera lui Bacovia la editura Minerva în 1978. Ei au recunoscut asta, au recunoscut și domnul Călin, într-un articol, că ei nu au, așa se spune, și au spus, n-au mers mai departe decât ce le-a oferit biobibliografia mea. Mă mir și astăzi, cum atunci, fără să am modele, doar pe baza intuiției am putut să alcătuiesc acea carte, prefațată de profesorul universitar, docent Dan Simonescu, unul dintre corifeii bibliologiei românești. El a întrumat și primii doctoranți în biblioteconomie de la noi. Întâmplarea face ca primul doctor în bibliologie să fie un băcăuan. Era rector atunci la Universitatea din București, Corneliu Prima Trăgan, care a fost asasinat la Toronto în anii 85. Am scris despre el, sigur. O să mai scriu, fiindcă am o versiune proprie despre motivele asasinării sale, circulă în spațiu virtual un filmuleț despre el, despre uciderea lui, a fost împușcat în apartament, dar nu este adevărul. Ei spun că nu se știu cauzele. Cauza, spun unii, se află în colecția revistei Tricolorul pe care o scotea atunci la Toronto, în Canada. Cercetând colecția revistei, mi-am dat seama care a fost cauza eliminării sale fizice, ca să spunem așa. Da. Ce am mai scris în această carte, în cartea respectivă, vă spuneam de acea cronologie. Este și o cronologie a operei, deci am luat toate poeziile lui Bacovia și le-am așezat în ordinea în care au fost, ordinea cronologică în care au fost publicate prima dată în reviste, fiindcă este un lucru important. Tudor Pianu, de pildă, în două rânduri a vorbit despre asta, a regresat faptul că nu avem încă o cronologie a poeziilor lui Bacovia, ca să ne dăm seama de felul cum a evoluat ca tehnică poetică, etc., ca tematică. Atunci am așezat aceste poezii. Tudor Vianu se referea la asta într-o cronică la ediția de opere din 1944 la Fundațiile Regale, în colecția ediției definitive. În acea colecție l-am cunoscut și eu pe Bacovia, inițial, așa, și am zis, ca să fie utilă cartea unor eventual cercetători, am anexat să le sunt patru anexe, acolo secvențe de anexe, încă una de atenta, pentru cei care poate îl vor studia pe Bacovia de aici înainte. Interesantă este, cum vă spuneam, și legenda aceea, și am anunțat acolo pe ultima pagină în carte, cărțile pe care vreau să le scriu, fiindcă v-am promis și dimineață și sper să mă țin de cuvânt, să păstrez, am scris 5 cărți în 50 de ani, să păstrez același ritm și în următorii 50 de ani, și la fiecare 10 ani să vin aici cu o nouă carte despre Bacovia. Una este deja anunțată, se referă la dialectica receptării, la momente în dialectica receptării bacoviene. Domnul Călin a făcut o treabă excelentă, sigur, în volumul 3 din dosarul Bacovia, triumful unui marginal, dar a vorbit numai despre articolele, despre felul cum a fost receptată Bacovia în studii și articole din presa literară, nu la volume. Și sunt până în prezent, cu volumul prezentat astăzi, sunt 47 de cărți apărute despre Bacovia, mai mult decât cele care s-au scris de pildă despre Arghezi sau despre Braga. Ele am trecut pe toți, deși am murit cu această durere în suflet, așa spunea Antipagărul Ghile 56, că nu există niciun studiu critic despre Bacovia, spunea el, nici măcar în mica bibliotecă critică. Mica bibliotecă critică era atunci o cărțurie așa foarte mică, într-adevăr, în care au publicat articole sau studii despre Bacovia. Despre ceilalți trei poeți interbelici, despre Arghezi, Blaga, Barbu, apăruseră deja studii în volum. Despre el nu apăruse și el a murit cu acest regret. Dar iată că postumitatea s-a răzbunat și i-am trecut pe toți ceilalți, sunt 47 de cărți până astăzi, despre ele nu s-a vorbit nicăieri, eu am scris despre câteva dintre ele, am scris despre Svetlana Mata, despre prima exegeză autohtonă a lui Mihail Petroveanu, despre cartea lui Grigore din 1974, a lui Dinu Flămân, a lui Pătrar și alte câteva. Voi mai scrie despre câteva și voi alcătui acest volum despre receptarea lui, nu doar în volume, și în unele articole, fiindcă vă spuneam că prima persoană care a spus despre el că este un poet mare a fost Agatha Bacovia, iar al doilea a fost Grigore Tabacaru, prietenul său din copilărie și cel cu care a scos la Bacău prima serie a Ateneului Cultural, în martie 1925. Și atunci, în 1925, Tabacaru a avut și inițiativa de a sărbători pe Bacovia. A fost prima sărbătorire a lui Bacovia, când el, de fapt, nu avea decât un volum publicat, volumul de debut din 1916. Va mai fi sărbătorit a doua oară la Bacău, în 1947, în iulie, și apoi cu prilejul Festivalului Bacovia, mai ales. Eu știu, multe ar fi de spus, să mă opresc aici deocamdată, să nu abuzez de răbdarea noastră, dar dacă va mai fi nevoie, voi mai interveni. Mulțumesc! Da. vorbim de Bacovia, catalet sau șcatil. E talent și nu, numai ca un răspuns studiu. Șansa genului referitor la Eminescu, fiindcă am anunțat acolo și o carte despre Eminescu, Eminescu la o nouă lectură, am publicat deja o serie de interpretări, comentarii ale poemelor lui Eminescu, precum Odă în metru antic, publicată pe 2 pagini mari într-o revistă cât Ateneu, Expres Cultural de la Iași. Domnul Hanu, care lucrează acolo în redacție, este prezent aici. Eu zic că acea interpretare a mea despre Odă în metru antic este singura valabilă. Am publicat de asemenea despre glosă în revista Hiperion de la Botoșan, fiindcă și în glosă este o problemă interesantă. Cine vorbește și cui se adresează? Există o dată o părere și despre alte poezii și proza ale lui Eminescu. Mulțumim. Domnul Mircea Jurel vrea să citească o poezie dedicată lui Bacovia. Urmează după aceea domnul expert, profesor în Bacovia, la fel ca și domnul Chiscop, domnul profesor Danile, un viitor la fel la lui Bacovia și, să zic, de acum un clasic. Haideți, domnul, vă reveniți aici ca să vă poată filma. Că nu merge fără film. Vă rog să poftiți pe scenă. Haideți, pe scenă. Pe scenă. Vă vadă toată lumea. Telespectatori. Mulțumim. Poezia se numește Bacovia. Ploua tăcut, ploua în van. Ploua cu urme de trecut. Ploua cu plâns bacovian, ploua încet nepăsător, ploua continuu nefiresc, ploua perfid, apăsător, ploua cu scâncet păgânesc. Ploua cu lacrime din cer, ploua cu umbre pe pământ, ploua obositor, stingher, ploua cu bocete de vânt. Ploua așa, mai nu știu cum, ploua intens, ploua mereu, ploua ca în poze din album, ploua cu un pot de curcubeu. Ploua cu valuri de tristeți, ploua cu mări de nostalgii, ploua cu apus de dimineți, ploua din nord de astăzi. Ploua din vasul neștiut, ploua cu negru din catran, ploua cu urme de trecut, ploua cu plâns bacovian, ploua cu dor de Lucian. Vă mulțumesc! Nu este ceva regizat. Nu avem un scenariu după care ne desfășurăm întâlnirea aceasta după masă, așa că după oricare dintre noastre care vrea să spună, dorește să spună câteva cuvinte despre Bacovia, opera Bacovia, mai mult despre opera decât despre omul Bacovia, invitați să o facă, da? După domnul Daniel. Vreți să vă faceți? Domnul Vasile Proca. Bacovia mi-a influențat într-un fel destinul. Și de ce? De foarte devreme am aflat că existența lui Bacovia este legată de orașul Iași. A fost el mai întâi elev la liceul militar. A stat cât a stat, a abandonat, apoi a fost student la drept la București, a abandonat facultatea, a venit student la drept la Iași, a terminat dreptul la Iași, dar lucrul cel mai important pe care l-am remarcat de mult e faptul că în 1903, în revista Arta, anul 1, numărul 78, publică 2 poezii, Melancolie și Toamnă, și semnează pentru prima dată George Bacovia. Deci, destinul acestui mare poet se leagă de această semnătură în revista Alta Mână. Și mă întorc la mine, că nu vreau să... În 1967 am debutat în revista Librăririi, fiind deputat de un critic literar. Aura Pan, soția lui Val Panaitescu. Dumnezeu să vă odihnească că a plecat și el la cele veșnice. De ce spun că se leagă? Pentru că aveam doi profesori care aveau jumătate de normă, erau profesori universitari și aveau jumătate de normă la liceul Alexandru Toma, unde eu eram coleg la secția umanistă. Și eu am început discuția că poezia mea are influențe din Labiș, ceilalți spuneam nu, e Bacovia, e Bacovia. Am aflat mai târziu că dau, se duc profesorii și spun, uite ce discutăm despre elevii cu care. Am aflat mai târziu, cineva mi-a spus, un profesor care ducea la o rudă de-a mea, era director adjunct și ducea studii acolo și în pastoral și mi-a spus, băi, tu, poezia ta, ai stăvit discuția aprinsă în cancelare. Deci, apropo de Bacovia, că sunt influențe, e poetul meu preferat. Nu știu dacă în poezia mea s-a remarcat treaba asta, de fapt, din cei care au scris despre poezia mea și nu sunt puțini, n-au niciunul, dar absolut niciunul, n-au zis că am ceva înspre Bacovia. Eu vă spun sincer, cu mâna pe inimă, Bacovia este poetul meu preferat. Cam atât am avut de spus, apropo de legăturile poetului George Bacovia cu Iașul. Cu poetul Vasile Proca. Hai, și cu mine. Mulțumim. Sunt acceptate 6 de momente, nu firești, ca să nu rămânim într-o chestie autodidactică, sau didacticiste, aceea de la școală, care aici suntem, nu suntem școleri și nici nu suntem la cimitirul Bacovia. Mai descindem atmosfera și doamna Mara Paraschiv o să ne citească câteva haicuri dedicate de Bacovia. Citesc și recitesc, bine, George Bacovia de Agatha Bacovia. Și a rămas uimită de cât de frumos scrie despre George Bacovia și de niște întâmplări. Una din ele, poate o știți și dumneavoastră, aceea în care el s-a rădăcit la Biserica Precista, unde a stat o noapte întreagă, a provocat o supărare foarte mare părinților. Pentru că el, locuind departe de oraș, atunci orașul, sigur că nu era ca acum, pe lângă Bistrița, ca fiind copil, nu pătrundea în oraș oricând. Și auzise el de Biserica Precista, însă nu văzuse niciodată locul respectiv. Și la 12-13 ani, după ce terminase clasa 4-a, a intrat în... a pornit într-o plimbare, în dreapta, în stânga, uitându-se așa, și a ajuns la Biserica Precista. Acolo clopotarul respectiv bătea clopotul și el a rămas fascinat de sunetul acela, care și noi când îl auzim astăzi rămânem. Are un sunet foarte special. Din câte am înțeles, clopotul ăsta e construit vreo 500 de ani sau nu știu când. Foarte de mult este construit. Și clopotarul, când a ieșit, a închis ușa fără să știe că el este acolo. S-a trezit încuiat acolo, în clopotiță. Părinții au ajuns, l-au căutat tot orașul, cu poliția și fără poliție. Și în sfârșit dimineață, când vine clopotarul și îl găsește acolo, rămâne mirat și spune, pe dumneata te căutau sergenții, o să vezi ce o să pățești acasă. Și a ajuns acasă palid, subțirel, cum era el și... în urma acestei pățanii, eu, scriind pe lângă proza și poezia și ce mai scriu eu, mă mai ocup și puțin de literatura japoneză. Dați un pic microfonul, o secundă. Cred că s-a oprit. Da, nu mai are baterie. Schimbă-l, vorbiți. Se aude așa. Și scriind, am multe cărți scrise în stil japonez, să spunem, printre care cele mai multe sunt scrise în poeme haiku și tanga. Și eu m-am gândit așa, pentru că este sărbătoarea acestui poet extraordinar, de iubit și de admirat, ce să mai vorbim, hai să scriu niște haiku. Dovadă că George Bacovia se poate citi în orice limbă și admirat în același timp. Și în urma acestei întâmplări, iată haiku care v-am zis. Haiku este un poem din 3 versuri. Primul vers are 5 silabe, al doilea 7 și ultimul 5. Și fiecare poem, din fiecare poem scoatem esența. Turnul Precista, în amurgul violet, voievos cu plen. El de acolo, în noaptea aceea, din turn, a avut tot felul de imagini, a rămas impresionat de tot ce a văzut și acolo a scris el poezia aceea, amurgul violet. De acolo. Pe lângă acest poem, legat de nașterea copilului, cum este acum vremea la noi tot de ploaie și mai picură, și cerul parcă ar fi de plumb, am spus, sarea se închide, primul vers. Cerul zăbranic de plumb, pruncul se naște. Zarea se închide, cerul zăbranic de plumb, pruncul se naște. Următorul poem, care dă o continuitate, dar este un poem tanga și o să vedeți, o să vă dați seama. Primul gângurit, surzând, prinde sânul, polița vieții, corteciul toamnei aurii, își primește poetul. Primul gângurit, surzând, prinde sânul, polița vieții, corteciul toamnei aurii își primește poetul. Legat de poezia plumb. Plumbul e topit în slove nemuritoare, o catedrală. Plumbul e topit în slove nemuritoare, o catedrală. Și ultimul tanga, legat și de vizitatorii de astăzi, le urăm bine au venit în orașul Bacovia. Și dacă ne întoarcem în urmă, spunem așa, în burguri străvechi, iar defilează toamna. Se așteaptă oaspeți. În parcuri frunzele plâng, de sus ploaia picând. În turnul străvechi, iar defilează toamna. Se așteaptă oaspeți. În parcul frunzele plâng, de sus ploaia picurând. Da, să facem 2 precizări. Una, biserica Precista, la vremea când Bacovia era copil, era în afara orașului. Deci astăzi e în oraș, dar atunci era în afara orașului și de la zidul coboară mai în jos, acolo era bucărie, se spunea că urlau lupii. Deci erau zăvoi de bistrița și era în afara orașului. 2. Apropo de haiku-uri, Basho, cel japonez, scria câte un haiku pe an sau la câteva luni și merita foarte mult la... Noi să scrim cărți întregi despre haiku-uri. Dar cum? Nu era talentat, precum noi români. Pentru că noi români, noi scrim câte 3-4 cărți haiku-uri pe an. Asta e fiecare talentul. Și acum am zis să mai facem așa o digresiune, ca să ne mai destrețim frunțile. O să-l rog pe domnul profesor Brăneanu, expert în bacovienism. Bacovia. Sunt eu acela? Să vă rog să-mi permiteți, pentru a răsfoi aceste două ediții din Bacoviana, să mă așez și, înainte de toate, să fac câteva corecții. Prima, cu domnul Vasile Proca, ieri răsfoiam un volum apărut în 1976 la editura Albatros, în seria Texte Comentate, colecția Liceum. Vei cunoscută foarte bine această serie, foarte căutată de liceieni și... Da? Și ne minunam pentru două inexactități. Nu vă văd, domnul Proca, sunteți aici, da? Deci îmi puteți confirma. Prima dintre ele... Nu e vorba despre școala comercială de băieți din Bacău, unde a fost profesor George Bacovia, ci acolo e o combinație așa între școala comercială și școala normală de băieți. Ca atare, Bacovia a fost profesor la școala normală de băieți, profesor suplinitor de desen și caligrafie, și, sigur, și câteva amintiri sunt în interviurile pe care le-am luat în 1993 foștilor elevi ai lui George Bacovia și Grigore Tabacaru. Dacă voi ajunge sănătos în 1925, înseamnă 2025, la centenarul revistei Ateneu, voi publica aceste interviuri cu foștii elevii ai lui Grigore Tabacaru și George Bacovia. A doua, o chestiune de detaliu, e vorba de librăria Margulius și nu Margulis, cum e acolo, în ediția de care vorbeam. Și a doua corecție, de data aceasta din zilele noastre, Eugen Coșeriu a fost celebrat la 100 de ani la Chișinău, da, iar noi la Bacău, în săptămâna în care a fost centenarul, am publicat o tabletă în ziarul Deșteptarea, în care vorbeam despre faptul că Eugen Coșeriu ar fi urmat să primească titlul de doctor honoris causa nu al Universității George Bacovia, ci al Universității Vasile Alecsandri, cel care s-a ocupat de acest demers, un universitar ieșean. Îmi spunea că a luat acceptul de la Eugen Coșeriu pentru a primi acest premiu, numai că l-a luat mai devreme Dumnezeu acolo lângă el, pe Eugen Coșeriu. Și acum dimineață, dacă rețineți, am prezentat revista Ateneu și am lăsat intenționat revista Bacoviana să o răsfoim acum împreună, pentru că e o revistă atipică, o revistă tematică. Primul număr a apărut în 2011, deci ar trebui să fie vorba de un deceniu de când apare. Însă apare atât de chinuit, să spun, din lipsă de fonduri, încât cele două numere pe care le vedeți aici acoperă deja 4 ani. Primul dintre ele, pe care l-ați răsfoit, poate, are o structură fixă, adică un tablou, un portret Bacovia pe coperta 1, mereu pe coperta 4 statuia lui realizată de Constantin Popovici și pe pagina a doua mereu un manuscris Bacovia, aici singur, și Și apoi rubrici, ca orice rubrică, are caracter constant, între care v-aș recomanda rubrica Manuscris. Iată aici un poem al lui Ovidiu Genaru, dedicat lui George Bacovia, în scrisul superb al lui Ovidiu Genaru. Ar trebui să ia model învățătorii și profesorii de limba română de astăzi de cum scrie un poet și un profesor de educație fizică, probabil știți asta. Apoi un text despre Bacovia și Cărtărescu, apoi despre Viorela Lecu, despre expoziția de Ex Libris, o interesantă amintire a lui Constantin Zavati, Galoșul lui George Bacovia. Constantin Zavati este un băcăuan care în această primăvară a împlinit 98 de ani, repet, 98 de ani, scrie în continuare, memorialistică, și pun bază pe ceea ce așterne pe hârtie. Apoi o cronică la cartea profesorului Liviu Chiscop, Prozatorul Bacovia, o rubrică pe care am urmărit-o în fiecare număr spre o integrală a poeziilor lui George Bacovia în limba engleză. E vorba de traduceri realizate de Mariana Zafati-Gartner, observați acum, dacă deduceți că e vorba de textul în limba română și în limba engleză, va rezulta o integrală din acest efort. Apoi cronici, o cronică realizată în anul în care Colegiul Național Ferdinand I din Bacău a acceptat ca biblioteca să se numească George Bacovia, pentru că știți foarte bine, multă vreme acest liceu a purtat numele lui George Bacovia, și aici este o astfel de cronică. Apoi contemporanii săi și reflexe, cronici, o rubrică pe care nu o poate descifra decât cineva care are știință de toponimia Bacăului, se numește La Pătrățel. Pătrățel înseamnă parcul din vecinătatea noastră, de la prefectură, de aici, unde este și statuia realizată de Constantin Popovici. Apoi note bacoviene în clepsidră, le-am numit așa pentru că sunt o tratare didactică realizată de Maria Cristina Harabagiu de la școala gimnazială George Bacovia din Bacău, ca atare o școală îi poartă numele totuși, pentru că Bacovia este strâns legat de Alexandrie. O rubrică se numește A-ul și B-ul literaturii române ivite în Bacău, sunt cuvintele lui Gabriel Bacovia, care în anii 90 a spus așa ceva, fără să facă vreo nedreptate tatălui său. Aici un interviu cu Iuliana Băncescu de la Institutul Național al Patrimoniului, intitulat O necesitate a culturii și a literaturii române. Cum spuneam, în acest număr dublu există, de fapt, două numere, așa încât deschidem următorul număr tot cu un text, un editorial, ar zice, semnat de Teodor George Calcan. Și la rubrica Manuscris, vă rog să vedeți o operă de artă aici, Manuscris, Dan Petrușcă își publică, ne-a încredințat o poezie care a fost pusă pe note. Așadar, avem aici și fragmente dintr-o partitură. În continuare, am obținut un text foarte important de la Corneliu Lupeș. Nu știu dacă vă spune ceva numele. Este cel care multă vreme a fost custodele Casei Memoriale George Bacovia din București, este teolog din comuna Poduri, județul Bacău, și ne-a încredințat câteva texte deosebite, mă rog, unicat. Se numește unul dintre ele Muzeul Memorial George și Agatha Bacovia, fața nevăzută. În continuare, alte texte cronici. E interesant, am continuat cu partea de didactică, pentru că doamna profesoară Harabagiu, cum spuneam, de la școala George Bacovia, și-a susținut gradul întâi cu o temă despre poezia lui George Bacovia, accesibilă pentru gimnaziști. Mai departe avem un text al lui Ionel Savitescu, Bacăul meu, Bacăul anilor 50, în care descrie cu mijloacele reporterului Bacăul de atunci. Apoi, la rubrica Confluențe, Dimitrie Lămparu, Urmele apelor bacoviene. Așa, am scos un pic microfonul ca să pot răsfoi. Da. Și, de asemenea, traducerea Marianei Zavate Gardner pentru poezia Din tren, reflexele. Interesant, avem aici Bacovia versus Bacovia. Iată, avem 4 pagini dintr-o piesă de teatru realizată de Irina Băcăoanu, Irina Amalia Băcăoanu, jucată această piesă la Teatrul Municipal Bacovia. În partea de jos sunt secvențe din spectacol. Și apoi Moneda Bacovia în mâna elevilor, o cronică a unei întâlniri care au avut loc la Galați între școlile care s-au înscris pentru a pune în evidență spiritualitatea locului. Genius locii al Bacăului este Bacovia. Apoi am reprodus un text al lui Gheorghe Bălțătescu, A dispărut un pui de simbol, în care se referă la salcia lui Bacovia. A existat așa ceva în Bacău, în grădina publică, o salcie, știți povestea ei, poate dacă vreți mai multe detalii le găsiți pe internet. Și este Gheorghe Bălțătescu cu mijloacele unui ziarist de marcă, așa cum este el, a transmis această mâhnire că Bacăul nu mai are salcia lui Bacovia. În 1970, Agata Grigorescu Bacovia publica în ziarul Steagul Roșu un articol despre Bacăul lui Bacovia și îi ruga pe băcăoani să aibă grijă de salcia și de banca al poetului. De această salcie și de banca de sub ea, unde Bacovia, spune Agata, stătea, medita, scria, greșea, spune lumea, spun băcăoanii, că găseau la un moment dat ghemotoace de hârtie în spatele acestei bănci. Iarăși rubrica La pătrățel, contemporanii săi de aici Constanța Marino Moscu, iarăși un interviu despre necesitatea salvării Casei Alecsandri, care între timp este salvată de Consiliul Județean, un interviu cu Dumitru Crudu de la Chișinău. Vasile Alecsandri e un scriitor al tuturor românilor. Și pe coperta 3 se află 2 ilustrate vechi din colecția profesorului dr. Aurel Stanciu ale Bacăului de altă dată. Vi le prezint mai pe larg acum. Aici, Bacăul de altă dată. Vă pun răbdarea la încercare, dar vă rog să-mi permiteți să deschid și următorul număr din Bacoviana, unde avem niște noutăți. În primul rând e vorba de un text al lui Constantin Călin, Confesiunea unui pictor, o scrisoare primită de de Constantin Călin, în care este în centru George Bacovia. Apoi, la rubrica Pentru Bacovia, perioada bucureșteană a poetului, cu semnătura lui Corneliu Lupeș, de care vă spuneam, 6 pagini din revistă. Apoi, Gheorghe Lăzărescu, despre Colegiul Național Ferdinand din Bacău. Gheorghe Lăzărescu, poate știți, doctor în filologie, profesor bucureștean, dar care este pasionat de literatura interbelică. Vă rog să permiteți să deschid aici o pagină unde este prezent Eugen Budău. Eugen Budău a lăsat, n-am știut, a lăsat un caiet cu poezii, așadar poezii în manuscris. Una dintre ele este dedicată lui Bacovia. Eugen Budău a fost, poate să mă scuze dacă sunt inspectori în sală, dar unul dintre cei mai instruiți și pasionați de meseria lor, inspectori de limba și literatura română din toată țara. Eugen Budău ne-a lăsat cartea Bacăul literar, o carte care peste 50 de ani se va mai scrie. Nu văd pe cineva să se încumente să scrie așa cum a scris Eugen Budău. În august ar fi împlinit 70 de ani. Deci Eugen Budău cu o superbă poezie dedicată lui George Bacovia. Se numește Cândva o iarnă grea lui Bacovia. Sumbră ni se pare iarna asta. Corbii își joacă rolul serios. Scuze. Cioclii. Frigul le... Da, nu pot... Nu, vă las să plăcerea să o descifrați până la capăt. Apoi, despre C.D. Zeletin, neacă din satul text inedit, despre soțiile de scriitor și vorbește despre Agatha Grigorescu Bacovia ca soție, model a unui poet. Doina Cernica, neacă din sat, de asemenea, o cronică la opera Plumb de Dani Madeleine Zărnescu. Îi mulțumim și acum și sperăm să mai obținem astfel de texte. Și, în continuare, Tincuța Horonceanu-Bernevic, care este, știți foarte bine, muzeografa de la Casa Bacovia, a realizat o cronică a întâlnirii cu Hugo Yin. Iată-l pe Hugo Yin, chinezul care în 26 ianuarie 2019 a trecut dincolo la 17 ani, nu împlinise 17 ani, un student pe care l-am avut student doar câteva luni, dar a fost excepțional, ar fi dorit să traducă din Bacovia și din Eminescu. Iată-l aici, în genunchi, în Casa Bacovia, semnând în cartea de onoare a Casei Memoriale și în partea de jos Tincuța Bernevic a reprodus și cuvintele pe care le-a scris în chineză cu corespondentul în limba română. Apoi avem un deceniu cu Bacovia, iarăși o cronică realizată de o studentă de la noi de la Bacău, Toamna Bacoviana a scriitorilor, ediția 1, 2019, cronică de Gheorghe Bățătescu, apoi Festivalul Național George Bacovia, Bacfest 2019, exponatele Bacovia aflate în Biblioteca Județeană, o prezentare realizată de Iulia Lucaci, Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare în sărbătoare, Colegiul Național unde Bacovia a fost profesor, și o studentă, Sorina Constantache, realizează cronica acestui eveniment. Iarăși Mariana Zavati Gavner, iarăși la Pătrățel, apoi Anticariatul George Bacovia din Bacău este păstorit, este în grija lui Adrian M. Crețu, Anticariatul George Bacovia, cu câteva propuneri de lucrări care se găsesc în acest amfiteatru. Contemporanii Vasile Conta, Apoi Constantin Donea, interviu despre Casa Bacovia, și pe fugă să vă prezint și din următorul număr la rubrica M-am înscris, imediat. Apoi, da, avem restituit o clipă cu Bacovia de Ovidiu Genaru, am înțeles, așa. Marin Moscu este prezent aici la rubrica M-am înscris, cu o poezie și cam atât. Aș vrea să vă spun că revista Ateneu pe septembrie este aproape gata și va fi în mare parte realizată de cei cărora li s-au solicitat amintiri, texte, gânduri foarte scurte, comentarii despre George Bacovia. Vă spun doar că Nicolae Scurtu, de exemplu, ne-a transmis acum câteva zile un text inedit și Gabriela Adameșteanu și multe nume pe care le veți citi în următorul număr al revistei Ateneu. Vă mulțumesc mult! Dar o să încercăm să ascultăm, pentru că la 4:00, cum știți, trebuie să fim la Galeria Alfa, la venisajul expoziției organizată de către unul din cei mai buni caricaturiști care are Bacău astăzi. Până atunci am să rog pe domnul Petruș Andrei Scurt ca să ne spună ceva. Și poate ești în timp cu domnul Gheorghe să ne spună două gânduri, că avem totuși o personalitate în culturii băcăoate. Gogul n-am ce spune. Asta e. Publicul TV. Sunteți de acord? Yes. Poftiți pe scenă, dar să nu spune. Nu se poate duple pe scenă ca să vă putem filma. Pornesc de la o afirmație a marelui Eminescu Teodor Bogdan, anume aceea că marea literatură se află în trecut, mai puțin în prezent și cu totul precar în viitor. Cu acest gând am reluat lectura unor poeți dragi, altfel decât la pregătirea pentru examene, sub un titlu Actualitatea clasicilor și mă gândesc la Arghezi, un studiu în acest volum, întâi poet simbolist român Ștefan Petică, dar mai ales la zeii noștri tutelari, Vasile Alecsandri și George Bacovia. Studiile acestea, eseurile acestea două, s-au născut la întâlnirea noastră precedentă, într-un dialog cu un critic incomod, cum se autointitulează, Grigore Tabacaru, anume că se simte mai aproape de Alecsandri decât de Bacovia. Pentru că Alecsandri este solar, este senin, de altfel, amintiți-vă că s-a bucurat din timpul vieții de o glorie răvnită de orice poet. În momentul în care intra Alecsandri în sală, junimiștii, unii dintre ei cu două doctorate, se ridicau în picioare. Premiul internațional la Montpellier și așa mai departe. Bacovia, volumul de debut din 1916, a trecut aproape neobservat. În timp ce Alecsandri, a lui liră multicordă, cum spunea Maiorescu, a răsunat, fie când a cântat frumusețile patriei în nemuritoarele pasteluri, fie când a cântat eroismul ostașilor noștri, Bacovia este monocord. Am cântat ca Paganini pe o singură strună, aceea a tristeții, a deznădejdii, a angoasei, a nocturnului, a singurătății și Într-adevăr, ca și Eminescu, Bacovia a fost în infern. Dar stați să vedeți, când vine iarna, cam toți o să trecem prin infern. Domnul profesor Liviu Chiscop, distins critic literar, în expunerea academică pe care a făcut-o și pentru care îi mulțumim și îl felicităm, amintea că pe câteva pagini a vorbit despre poezia Liceu, Cimitiera Tinereței mele. Vreau să vă spun, mi-e foarte drag Bacovia, dar la întâlnirea cu elevii Colegiului Național pentru Orare din Piatra Neamț, la un spectacol care a durat mai mult de o oră, cu amfiteatru plin și la balcon, în prezența ambelor directori ai liceului și ai distinșilor literați, profesor dr. Lucian Struchi, Dan Gabriel Arvătescu, Corneliu Paiu, am început recitalul cu o replică bacoviană. Nu, mărturisesc că eu nu prea am înțeles poezia. Am învățat să pe greos, dar nu prea în liceu, cimitir al tinereții mele, pedanți profesori și examene grele. Noi suntem cei care am dat maturitatea la 7 obiecte. Față de noi, cei care dau bacalaureatul acum, se examene floare la ureche, aproape. Așa că replica mea bacoviană, în fața elevilor de la Petru Rareș, a fost liceul meu mi s-a părut nu cimitir al vieții mele, ci locul primului sărut și al primului avânt sublim spre stele. Pentru că viața de elev și apoi cea de student, pentru mine au fost nemaipomenite. Pe de altă parte, citatul din Divinul Critic de care aminteam ieri, că de la Bădler, din Adamele Putrefacții, poezia bacoviană, apoi de la Jules Laforgue, de la Morris Rolina, de la Verlaine și cam despuia de originalitate pe poetul nostru, care, chiar dacă nu ar fi cunoscut simboliștii, eu cred că tot simboliștii era și mai mare decât simboliștii francezi. Pentru că poetul nostru a avut avantajul să cunoască limba franceză. A cunoscut tainele Viorii și tainele Penelului. Surpriza a fost că a cunoscut simboliștii francezi, dar dânsul spune într-un vers, poetul nostru genial, sunt lipsuri în sângele meu. Și în atmosfera crâșmii sau ca și un barbuș, scria versurile în nor de fum și consumul de de alcool, au vrut să spun stupefiantă, dar mă legam, ajungeam la altcineva. Își scria versurile și purta dialoguri până în zori, uneori. În situația de acum, așa cum spunea un alt mare poet, Cezare Bănescu, asta nu e țară de trăit, asta e țară de murit. Și în această situație suntem trup și suflet aproape, mai aproape, de genialul poet George Bacovia. Domnul președinte mi-a spus să fiu scurt. Am fost. Vă mulțumesc. George Bacovia este mai mare decât Pușkin. lui Felșer, cunoaștem poezia bacoviană. Și dacă îmi permiteți, de la prima vara poeților din 2018, vreau să trec la toamna bacoviană 2021. Bacovia a avut grijă în timpul pandemiei să scoată oglințele din oraș. I-a spus toamnei să fie vară, să rețină pătratul de otravă pronosticat de politicieni. Orașul Bacău a permis scriitorilor să se întâlnească pe vii, să se privească, să discute, chichel lung. Probabil, prin ploaia sa de plumb, a intrat în grădina lui Goethe. S-a uitat pe ceasul acestora să verifice timpul terestru. Dar, în loc de cifre, a citit Memento Vive. Vă mulțumesc! Să mai avem două intervenții, domnul Gheorghe Iorga, nu poate să scăpe fără să nu spună câteva cuvinte, Gheorghe, așa, și la final, domnul Eminescu, vrea să citească poezie, dedicată la poezie. N-aș fi vrut să iau cuvântul, pentru că am cu totul alte păreri despre Bacovia și despre destinul lui literar, dar în acest context chiar nefavorabil mie, am să îndrăznesc să spun ceva. Dacă vă aduceți aminte cei care ați prins anul acela, 1971, la prima ediție a festivalului George Bacovia, când a fost ceva teribil, cu clavierile plând în oraș, cu inaugurarea statuii lui Bacovia, îmi aduc aminte, eram în clasa a 10-a, îmi aduc aminte de două episoade. Primul, apariția Agatei Grigorescu Bacovia, care era să-și rupă piciorul la biserica Precista, coborând dintr-o plăcuță, care a spus, când s-a dezvenit statuia, că acesta nu este soțul meu. Replica marelui sculptor, o știe toată lumea, ca un fel și de replică la mirarea, disperarea, de fapt, a Agatei Grigorescu Bacovia, că eu nu l-am ascultat pe Bacovia, ci poezia lui. Nu știu cât o fi înțeles Agata Grigorescu Bacovia, oricum s-a mai consolat, puțin nu durea și piciorul. În spatele acestei scene, vă aduceți aminte, cei care ați fost atunci, că erau mame cu copii, cărora le pregătea viitorul, spunându-le, cine mama? Întrebând, cine este nenea aceala? Și, bineînțeles, mamele spuneau, bau, bau, și fugeau imediat din vreașa. Nu v-am spus întâmplător această, nu v-am povestit întâmplător această întâmplare, această scenă, pentru că mi se pare că din tot, cel puțin pentru mine, din tot ce s-a scris despre Bacovia, pare că ceva scapă. Adică un adevăr, să zicem, temporar, un adevăr literar temporar despre Bacovia, încă nu există, după opinia mea. Nu mai vorbim despre simbolism, încadrarea în diferite curente, mișcări. Ceva scapă. Dacă o să recitiți cu multă atenție poemul în mână, chiar dacă este un gest puțin paradoxal, să-l citești cu Bacovia așa, mi-a venit în minte esteticianul și descendentul din școala formalistă rusă și bragheză, cehul Ian Mucașovski, care avea o teorie foarte interesantă când discuta estetica unui scriitor, mai ales în poezie, mai ales când era vorba despre un poet. Și anume raportul în creația artistică între intenționalitate și non-intenționalitate artistică. Bacovia cred că trebuie studiată, cred că în reflexele, în non-intenționalitatea artistică, pentru că s-a spus un adevăr foarte important, îl regăsim și la trilogia lui Constantin Călin, să spun așa, și anume că Bacovia este un poet fără imaginație. Dar acest lucru este deja un element și o obligația noastră de a le reinterpreta pe Bacovia. Vă aduceți aminte ce a spus Manorescu. A vorbit cineva aici, în metamorfozele poeziei, nu? Manorescu spune două vorbe foarte mari. Că Bacovia este singurul poet român, da, care s-a căpărut lumea. Oricum, ideea este aceasta. Și a doua, cea mai importantă, după opinia mea, și acesta trebuie, de aici cred că trebuie pornit în studiul poeziei lui Bacovia sau o altă variantă Bacovia. Și anume, Bacovia este oratorul mut al lui Eugen Budău. Aluzie, evident, la piesa Scaunele a marelui nostru dramaturg. A marelui nostru dramaturg francez. De ce? Pentru că poezia lui Bacovia este, s-a sugerat, dar critica românească are acest prost obicei de a nu duce lucrurile până la capăt. Este o poezie asintactică. Dar paradoxul știți care este? Chiar de la sintaxă trebuie pornit. De la lipsa sintaxii poeziei Bacoviei. Sintaxă în sens gramatical, până la sintaxă poetică. Și cred că s-ar obține niște efecte extraordinare, pentru că nu mi se pare că acesta este Bacovia, cel din atâtea cărți care s-au scris despre el. Eu împlinesc de meditație și cred că în timpul ce m-a mai rămas o să mă gândesc, în ceea ce mă privește, o să mă gândesc la o cărciulie pe care să o scriu în acest spirit, evident și cu o tema mea din tinerețe, Târziul Bacoviei. Vă mulțumesc! Am făcut bine că am insistat și nu l-am lăsat să meditez la tema care o are pentru mai târziu. Eu, domnul Dinescu, după care, până ajunge pe scenă domnul Dinescu, vreau să vă spun că pentru cei care ați ajuns mai târziu, repet, mâine facem doar manifestarea de la statuii de la ora 10, când vom pune Ghirlanda de flori acolo la statuia poetului și o să mai discutăm între noi, pentru că oricum nu pot să constați că se audă în tot orașul, n-am de unii, așa. După care, la ora 12 la masă și după care, între timp, după ce terminăm la statuie, care vrea să mai facă shopping, vrea să mai facă, să meargă la orașul, la ora 12 la masă și după care ne îmbrățișăm cu lacrimi, microbături și plecăm acasă. Da. Dacă sunteți de acord așa, de ca să nu mai continuăm mâine iarăși cu ceea ce a început azi, e într-adevăr interesant, chiar că a fost, dar am rămas așa de puțin, cred că mai bine să procedem așa. Sunteți de acord așa? Da, bun. Dar nu ne zic pe scenă, nu? Păi nu, că trebuie să filmez, că n-am asta. Auziți ceva? Nu trebuie să ieșiți pe spatele pe filmare. Poftiți pe spatele. Dar să fac o precizare. Domnul profesor Petruș Andrei zice că nu pricepe nici liceu, ci mi-a dat tinereții mele. Probabil că acum am zis foarte altfel. Liceu, cimitir, atinerețe altora. Prieteni, iată, un poem dedicat lui Bacovia, împins de vin. Sunt plecat, iubito, zorii ies din flori, mă grăbesc că poate voi albi pe drum. Am luat cu mine marile erori care nu umplu gura cu al lor parfum. Printr-un luat de pleoape mă prelind mereu și în orașul din lună singur mă îndemn. Cade vin albastru dintr-un vechi ecou pe cadranul serii cadre unde lemn. Iată, vin din cerul frunzele înghețate, marginea de lună se îngustează iar, stau învins de vinuri cât vor trece noapte peste răbitoare cu aripi deja. Sunt plecat, ucide fruturii rămași ca să mă aștepte într-un alt delir, bate vântul serii peste pomi iarăși, risipind din urmă rugi de trandafir. Da? Să știți că toată întâmplarea din această după-masă o vom regăsi în revista Bacoviană de anul următorul număr. Când domnul Dănilu va reuși să o facă, să o găsim fonduri, dar sper să găsim fonduri ajutor la Consiliul Județean ca să facem un număr special dedicat acestei întâlniri de după-masă și, în general, acestei frumoase întâmplări care este încă doamna Bacoviană, 140 de ani de naștere a poetului. Deci acum mergem la Calibrea, dacă vreți să vedeți o expoziție de portrete ale Bacovia, executate de artiști plastici din toată lumea, din foarte multe țări, nu numai din România. La ora 17 și un sfert vom avea aici piesa de teatru George și Agatha Bacovia, sau Agatha Bacovia, sau George Bacovia, ce vă ducem în aceasta? Că n-am avut timp să o memorez pe lumea la ceea ce nu trebuie să cine a condonat. Și la ora 18 vom acorda și premiile George Bacovia, naționale George Bacovia. Deci asta ar fi programul, asta vă propun, iar, repet, pentru ziua de mâine, la ora 10, dar o să vă mai spun și la sfârșitul întâlnirii de astăzi, ne vedem asta pe. Vă doresc în continuare vizionare plăcută la expoziție.